Fiul lui Marian Drăgulescu n-a ales gimnastica, ci muzica și își va încerca norocul la Vocea României. Drăgulescu s-a întors la școală și și-a amintit că a avut un coleg la fel de celebru. Ca și Drăgulescu, Chivu a ajuns antrenor și poate da lovitura. E aproape să stea pe banca lui Inter. Ne întâlneam la școală și după aia fiecare pleca la antrenamentul lui. Îi doresc mult succes și a fost un fotbalist mare, de valoare. Ne va reprezenta, să zic așa, țara cu cinste și vor auzi cât mai multe lume de România. Drăgulescu e la curent cu tot ce mișcă în fotbal și are o favorită în Liga 1. Paru, îmi place și îmi place de Hagi ce să mai ai și îmi place tot ceea ce face el. A creat și acea academie pe care m-a inspirat și pe mine să-mi deschid propria academie. La școală, Drăgulescu era bun la matematică și engleză. O singură dată am rămas, cum ar veni, pe toamnă, clasa 7 la istorie. Fiul lui Drăgulescu n-a ales gimnastica, unde tatăl său a fost cel mai medaliat român din istoria acestui sport. Însă și care talent la muzică și la voce, are o voce foarte frumoasă și studiază și chitara. Va veni și la Vocea, la înscriere.